Măi, nu știu când s-a ajuns la situația asta între Mihai și Alexia și de ce atât de tensionată situație și de ce atât de acidă cu el. Adică, nu știu când s-au întâmplat atât de multe certuri și discuții, pentru că eu chiar consideram că au discuții sănătoase, mature, destul de potrivite pentru stadiul în care se află ei în cunoașterea asta, deși neoficială. Nu știu ce s-a întâmplat, dar într-adevăr am văzut că este foarte criticată Alexia în mediul online pentru comportamentul ei, pentru atitudinea ei față de Mihai și toate celelalte fete din casă i-au luat apărarea lui Mihai spunând că este un om de milioane. De asemenea, am înțeles că și aseară la Capricci tot așa a fost trasă cumva la răspundere de către domnul Puiu și invitații din studio Alexia pentru atitudinea ei foarte masculină și încercarea ei de a-și impune cumva punctul de vedere, vrând să pară o femeie puternică și pe picioarele ei, dar nu știu cum s-a ajuns aici și din ce motiv, pentru că practic nu au un motiv foarte însemnat decât, nu știu dacă au început de acolo, de la discuțiile alea referitoare la situația cu Ana, de la plecarea Anei, cred că au început discuțiile, dar parcă prea mult pentru cineva care abia, nici măcar de fapt, nu sunt într-o cunoaștere oficială.